Vă spun tuturor bună ziua și țin să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre la această întâlnire de care se vrea a fi o informare și un meeting asupra a ceea ce înseamnă gazele de șist. Salut prezența în mijlocul nostru a colegilor mei, primari, primarul de la Șiman, Florin Dema, primarul de la Mancea, Mercea, Bogdan Ban, domnul inginer Dimitrie Moscă, de la Combinatul Andrei Industrial Sfântului, Andrei Mors, care este directorul Casei de Cultură din Curti și care este inima acestor proteste și mitinguri a gazelor de șist. Părintele nostru, Adrian Marici. Desigur, mi-ar fi plăcut să fie mai multă lume adunată, dar asta este, așa cum spunea Părintele la una din predicile trecute, multă lume a fost chemată, multă lume a fost invitată, dar puțină lume și-a făcut timp ca să vină la această întâlnire a noastră. Probabil că mulți nu știu, n-au informația necesară a ceea ce înseamnă gazele de șist și exploatarea lor prin fracturare hidraulică. Pentru că, probabil, dacă ar ști ce pericol ne paște, dacă acest lucru ar fi pus în practică, atunci, probabil că sala asta ar fi trebuit să fie arhiplină și să mai fie câteva sute de oameni prin curtea căminului. Ceea ce vreau să vă spun este că în decembrie 2012 Guvernul României a dat un aviz de explorare și exploatare în același timp în perimetru numit EI6 Curtici. Perimetru care cuprinde 8 localități din Câmpia Radului, respectiv Păuliș, Zimandu Nou, Sântana, Șimand, Macea, Șofronia, Curtici, Dorobanți și Iratăș. Acum mai nou am văzut că s-a extins acest perimetru cu încă 2-3 localități, respectiv Chișineu, Criș, Lipova și mai nu mai rețin ce localitate. Atunci, după emiterea avizului, se vorbea clar despre gazele de șist. Acum, e bine să ne spună că nu mai caută gaze de șist, ci caută petrol și gaze convenționale. Adică vor să ne ducă cu preșul, cum să spunem. Dar ceea ce ne spuneau atunci cei de la firmele care au câștigat această, mă rog, nu știu cum s-a procedat, licitație sau cum a fost, ne spuneau că vor veni și vor face sondaje care vor merge până la 8.000 de metri adâncime. Gazele de șist se află undeva la 3, 4, 5.000 de metri, deci automat ar identifica și aceste gaze de șist dacă vor reuși să intre și să facă aceste explorări. Și desigur, dacă vor face aceste explorări și se vor găsi aceste gaze de șist, cu siguranță, pe urmă, va veni și exploatarea. Dacă o să aveți curiozitatea, să căutați pe internet. Noi o să mai facem reportaje în ziarele, în numerele viitoare ale ziarului local, despre ceea ce înseamnă gazele de șist, iar domnul inginer Muscă o să vă explice în concret, în câteva momente, ceea ce înseamnă și mai ales ceea ce rămâne după extragerea gazelor de șist. Vorbeam zilele trecute cu un bun prieten al meu și consilier local, Cristi Butaci, în sală, și chiar ne întrebam amândoi, oare chiar nu mai iubește nimeni România? Pentru că, oameni buni, le-am dat străinilor, le-am dat petrol, le-am dat străinilor aurul. Acum, nu știu, probabil mai urmează să le dăm cum să le dăm și
această bogăție neprețuită pe care încă mai avem pământul, care și aceasta, vedeți dumneavoastră, încet, încet intră pe mâna străinilor. Au dat o lege de curând, guvernanții, că cetățenii străini pot să cumpere pământ. Nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău. Alte țări își protejează pământul și avuția națională. La noi se spune că deja 1,5 milioane de hectare din cele 8,5 milioane cât avem de teren arabil, cât are România, sunt deja vândute străinilor. Neoficial se spune că peste 2 milioane de teren este vândut străinilor. De fapt, este un mod de a cuceri lumea asta. Acum nu mai vine cu pușca, nu mai vine cu tancul, ne cumpără metru cu metru și ne vom trezi că nu mai suntem stăpâni pe nimic în țara noastră. Mai mult decât atât, cum vă spuneam, le-am dat aurul, le-am dat petrolul, mai mult decât atât le-am dat aproape pe gratis. Le-am dat cu redevențe, de statul român încasează redevențe de 2, 3 și 4% pentru ceea ce ei, străini, extrag din pământul, din bogățiile țării noastre. Discutam afară cu niște colegi, domn, și până și în Africa, unde toată se spune că sunt mai popoarele, mai, eu știu, mai înapoiate, mai asta, se dau cu redevențe de 20, 30 până la 40% pentru statele care dau să extragă bogățiile din subsolul lor. Așa cum am spus și în celelalte localități unde am fost prezent, cu regret spun asta, dar cred că acesta este adevărul. Se pare că trădarea de țară în aur și gaze se măsoară. De aceea trebuie să fim uniți, trebuie să avem grijă de pământul nostru, să avem grijă de viitorul copiilor noștri, a nepoților noștri, pentru că până la urmă acest pământ ne ține pe toți, el ne hrănește, el ne dă viață, el ne dă apă, avem cine să lucreze, văd aici în sală și mă bucur, oameni care lucrează pământul, sute de hectare, este aici, l-am văzut pe Liviu Vrândușan, l-am văzut pe Puiu Abrutan și alții. Deci nu este problemă, pământul este bun, este roditor aici în zona noastră. Trebuie să-l avem grijă de el și să-l păstrăm pentru noi și pentru copiii noștri. De aceea trebuie să ne facem auziți, pentru că, eu vă spun sincer, va fi foarte greu să stă și numai dacă lumea va ieși în stradă, vom reuși să oprim acest fenomen. Pentru că altfel el va merge de la sine și dacă vom fi nepăsători, nu vom reuși. Deci va trebui să ieșim în stradă cât mai mulți ca să ne facem auziți. Deci trebuie să ne facem auziți și în special să ne facem auziți acolo sus, la guvernanții noștri, care au ajuns acolo prin voința și votul nostru, care trebuie să știe că România nu este numai a lor. România este a noastră, a tuturor și mai ales trebuie să rămână copiilor și nepoților noștri. Și și va trebui să rămână curată, să rămână fără apă otrăvită, fără pământ nefertil, să rămână mai departe cu un pământ bun și roditor, ca noi să putem să trăim o viață așa cum ne dorim cu toții. Eu sper că vom, chiar dacă azi suntem foarte mulți aici, bineînțeles, noi mai avem și față de celelalte localități, avem și dezavantajul că suntem dispersați în mai multe localități, avem 4 sate, dar totuși nu cred că era greu să facă o deplasare până la Andrei și Aguna. Sperăm totuși să ne mobilizăm în data de 6 aprilie, la orele 15, va fi un meeting în Arad, Piața Avram Iancu, unde noi la fel o să facem informare, o să punem și mijloace de transport la dispoziție, microbuze, autocare și sperăm să ne adunăm cât mai mulți și să protestăm și în Arad să ne facem auziți.
ca cine trebuie să ne audă, să ne audă. Eu vă mulțumesc și dau în continuare cuvântul lui Andrei Moț pentru continuarea întâlnirii noastre. Vă mulțumesc! Bună ziua! Nici nu știu exact cine e în sală. Am văzut oameni din Macea care vin întotdeauna, oameni de la Curti și pe cei de aici nu-i cunosc. Aș vrea să mulțumesc domnului primar care ne-a primit în acest cămin superb. Să mulțumim și părintelui care ne-a primit și care ne-a ajutat să ne adunăm atât de mulți. Suntem într-o localitate care poartă un nume cu o însemnătate extrem de puternică, un nume cu greutate. Și pentru că am făcut teologia și cred, aș vrea să vă spun doar atât. Andrei Șaguna, Sfântul Andrei Șaguna, Mitropolitul Ardealului, secolul XIX, ne intrăm în foarte multe amănunte, a luptat o viață întreagă pentru această țară, este un ctitor de cultură, un ctitor de românism, cum îi place lui Dan Puric să spună, și pentru că suntem aici în Andrei Șaguna, aș vrea ca toți cei de aici să simtă și să respire românește și mai mult decât atât aș vrea să trimiteți cu toții în mesajul mai departe. Ne întâlnim în 6 aprilie, cum a spus domnul primar la Arad, în piața Avram Iancu, un alt nume cu rezonanță. Nu mâncăm gogoși, cei de la Panfor au venit și au dezinformat, nu prin acest ziar. Ziarul acesta nu a dezinformat. Au dezinformat cei de la Panfora, care ne mint că nu vor gaze de șist. Și aș vrea să căutați acolo un document. Aș vrea să vă arăt un document extrem, extrem, extrem de important. Până acum au venit și ne-au spus, până în urmă cu câteva luni, că vor gaze de șist. Toți primarii știau că Panfora, Oil and Gas, caută gaze de șist. Toată presa știa că Panfora caută gaze de șist. Toată lumea știa că SECE Prospecțiuni S.A., firma mafiotului Ovindu Tender, caută gaze de șist. Toată lumea știa acest lucru. Toate documentele explică și se exprimă în acest sens. E un document, am intrat cu foarte cu mare greutate în posesia lui, e scanat, nu are o calitate foarte bună, este o adresă a ANRM, adresată Guvernului României, prin care se spune clar, dorința de a explora gaze neconvenționale. Nu putem fi atât de proști încât să nu știm că gazele neconvenționale sunt gazele de șist. În tot nomenclatorul ANRM, gazele convenționale sunt gaze de șist. Gazele convenționale sunt gazele pe care până acum, în tradiție, le-am folosit. Gazul metan. Gazele neconvenționale sunt gaze de șist. E un document. Nu l-am făcut eu, nu e semnat de nimeni, e semnat de Gheorghe Duțu, apare aici. Vă rugăm, domnule Opșitoș, să-l trimiteți la TVR, să-l vadă toată țara. Nu e document fabricat de noi, cum nu eu l-am luat pe copilul respectiv în campanie electorală și așa mai departe. E un document. Deci se caută gaze de șist. Puteți să-l fotografiați. Ar fi minunat să văd că-l distribuiți pe Facebook, să văd că-l puneți în presă. Acesta e documentul. Se caută gaze de șist. Mai mult decât atât, cei de la Panfora și de la Prospecțiuni încearcă să ne adoarmă. Eu am fost amenințat în toate felurile, cum că mă vor da în judecată, că am pus cărțile lor de vizită, le-am fotografiat ce am pus pe Facebook. Am dat tuturor celor care doresc numărul directorilor de la aceste firme. Puteți să-i sunați, să-i felicitați. Pe domnișoara de la Prospecțiuni putea să-i felicitați. Era fost ziua femeii. La mulți ani, doamnelor. Ne spun... Știți acest articol pe Araton. Vreau să vă citesc doar ultima frază. Din acest punct de vedere, următoarele proteste care sunt programate să aibă loc în localitatea Andrei Șaguna și ulterior la Arad, ar urma să nu mai aibă legitimitate. Adică ei spun tuturor, nu caută gaze de șist. Titlul se numește așa, fără gaze de șist în acte. Acum ne mint că vor să facă și acte, să ne dovedească tuturor că nu caută gaze de șist. Dați seama că nu suntem chiar atât de proști. Dumitru Măgureanu, un nenia din Macea, m-a sunat el să mă întreb cum? Nu mai primim autorizație de protest? Nu. Legitimitate nu se confundă cu legalitate. Noi aici suntem în legalitate, am făcut o cerere, a fost aprobată de domnul primar, a fost aprobată de jandarmerie și de poliție.
legitimitate. Ei vor să ne ia obiectul protestului. Să spună tuturor că nu căutăm, că ei nu caută gaze de șist și noi cumva să ne aflăm așa, protestăm, dar nu știm pentru ce. Vedeți acolo, a fost documentul. Se caută gaze de șist, perimetrul EX6 Curtici. Perimetrul EX6 Curtici e un perimetru plin de gaze de șist, pentru că avem ape termale la Curtici, avem la Macea, avem la Sântan, avem la Dorobanț, avem în tot perimetru. Unde avem gaze de șist, avem și ape termale și invers. Ei vor să caute gaze de șist. Se numește perimetrul EX6 Curtici, dar sunt foarte multe localități și vreau să vă le citesc foarte repede. Dorobanț, Iratoșul, Vareașul Mic, Vareașul Mare, Turnul, Pecica, Arad, Sunt Paul, Șofronea, Curtici, Macea, Șimand, Olari, Sântana, Andrei, Șaguna, Zimandu, Nouă, Zimand, Cuzi, Livada, Sânleani. Gândiți-vă cum ar arăta aceste zone dacă noi acum am fi stat acasă, dacă am fi stat acasă și în 1 februarie, când ne-am adunat la Curtici, și la o săptămână după, când ne-am adunat la Macea, la Sântana, la Șimand. Cum ar arăta aceste zone? Cum ar arăta aceste zone? Astăzi, domnul director face agricultură la un nivel foarte, foarte ridicat. E, alături de combinatul agroindustrial, în top. Dacă un lucru mai merge în România, acela este agricultura. Noi astăzi avem porumb, avem pâine, avem mezeluri, avem tot ce ne trebuie. Vă doriți să avem cămile la Curtici? Sau la Zimand? Sau la Andrei Șaguna? Aș vrea să dau cuvântul domnului director Dimitrie Muscă. Bună ziua! Mă bucur să fiu și să vorbesc cu dumneavoastră astăzi și în fața dumneavoastră. Nu am venit toți care suntem aici pentru că nu avem ce face acasă sau nu avem cu ce ne umple timpul. Am venit ca dumneavoastră, cei care parte o parte dintre dumneavoastră nu ați avut acces la toate informațiile, să vă dăm câteva informații în plus, să vă spunem cu toți simțul de răspundere că suntem corecți în ceea ce facem. Vrem să conștientizați dumneavoastră că ne paște un mare rău. Ne paște un mare rău pe care unii vor să-l facă doar și doar de dragul banilor și a câștigurilor incomensurabile. Prețurile la gazuri și la țiței și la energie cresc de la o zi la alta și aceasta produce în rândul nostru să nu mai avem niciun 7 ani de acasă, nimic bun simț, nimic acea creștere de bun român. Oameni buni, ne otrăvesc. Iar cei care spun astăzi nu, cum spunea prefect, primarul dumneavoastră și cum spunea Moț, au venit pentru că sunt interese. Un primar, un prefect astăzi nominalizat pentru că era mai sclugarnic decât alții, pentru că se apleca mai tare decât alții, nu pentru inteligență deosebită, la un anumit prefect. Astăzi poate fi, mâine nu. Un primar și ceilalți primari sunt aleși de dumneavoastră și nimeni nu le poate pune în traistă nimica decât dumneavoastră, oamenii care au ales. Pentru că ce au făcut? Săptămâna trecută i-au adunat pe primari din aceste zone, din aceste 15 comune și pur și simplu au pus să-i umilească, să se certe ei cu cei de la Banfora Oil și de la prospecțiunile lui Tender. Marele, până la urmă, securist a fost Tender și care acum este mare patriot. Haideți să nu ne înșelăm. Și de dragul banilor vin și minte lumea. Vin și minte oamenii și spune nu mai vrem gaze de șist. Oameni buni, este o fâșie între România și Ungaria. Până în momentul 1989, ungurii au început dincolo de fâșie și au găsit țiței și au extras țiței. Pe bună dreptate, pe drept cuvânt. Românii, pe partea asta la noastră, au pus și la concurență cu ungurii și au extras țiței. Și s-a format toată zona asta de vest, începând în principiu de la
turnul era în zona aia, Pecica, până la Șantra, Lovrin și așa mai departe. Și s-a extras la concurență, pur și simplu, țițeiul, de o parte și de alta, românii și ungurii, pe bune dreptate și în condiții normale. Aș vrea să vă spun că dacă țițeii pe care ei acum amint și se găsea în continuare și aici, pentru că s-au făcut sonde și aici până la Chișinău, Crești, până la Oradea și așa mai departe. Dacă exista țiței, cum ei spun acum că există țiței, se extragea atunci, nu se opreau extracțiile de petrol. Se mergea mai departe. Prima dovadă că ne mint. A doua dovadă, vreau să mă credeți, în multe locuri sunt cunoscut, n-am mințit pe nimeni. Și ridică oamenii pălăria și eu ridic pălăria în fața oamenilor atunci când ne întâlnim și pot spune să stau oriunde cu fruntea sus. N-am mințit pe nimeni și nu permit să mint în viața mea. Nici pe dumneavoastră nu să vă mint acum. Vă rog să mă credeți la mine în birou. Doi ingineri de la Panfora au venit, au spus, vrem gaze de șist pentru că zona asta probabil că este bogată în gaze de șist și vrem să le extragem. I-am lăsat să povestească, nu le-am făcut absolut nimic, nu le-am spus nimic. Domnule, sigur, nu sunt eu care decid, pământul este a oamenilor, oamenii sunt cei care decid asupra proprietăților, nu e o muscă care reexploatează acele 7500 de hectare de pământ. Dar oamenii fiind foarte mulțumiți pentru că la mine zonă, în ceea ce eu lucrez, primesc 1500 de kilograme de cireale, jumate grâu, jumate porumb, boabe, oamenii sunt mulțumiți și sigur că m-am dus, i-am informat pe oameni, și oamenii au luat poziție. Totul este o minciună. Ia uitați-vă dumneavoastră ce înseamnă gazele de șist. Gazele de șist, aici avem pe această hartă, cam, în principiu, în celul de specialitate, sunt inginer agronom de meserie. Deci aceasta înseamnă o explorare, face sonda cu toată tubulatura până aproximativ la 2-3 km, 4 km. În jos. După ce ajunge la adâncimea asta, sapă pe orizontal. Asta înseamnă prima plecare de a săpa în pământurile noastre. În momentul când sapă, aici se bagă apă 95%. 4,5% nisip, siliciu și cuarț și 0,5% substanțe chimice. În condițiile în care la o singură fracturare, la o singură lovire în rocă, pentru că aici este o rocă compactă, o rocă compactă închistată, ca să degaje gazul, trebuie să o lovească cu o presiune de peste 1000 de atmosfere. Gândiți-vă că roțile unui camion se bagă 4, 5, 6 atmosfere. Aici bagă peste 1050 de atmosfere ca să spargă această rocă. Când se sparge roca, nisipul alea prin crăpăturile alea intră nisipul și acolo ține desfăcută roca, odată spartă, și pe acolo dă drumul la gaz. Sigur că se pompează apa cu aceste substanțe chimice. Substanțele chimice sunt la nivel de mii și mii de litri. Pentru că, așa cum vă spuneam, la o fracturare sunt 25.000 de metri cubi de acest amestec sau lichid de fracturare. Acestea sunt substanțe cancerigene. Unele dintre substanțe nici nu au putut să spună ce conțin toate, ci doar ce au depistat unii dintre cercetători. Substanțele astea chimice, ați auzit când s-a spus la Roșia Montana, se bagă cianură. O travă curată, oameni buni. O travă, cancer, nitrotoluen, exploziv, dinamită ca să facă. În momentul când se bag aceste substanțe, aici cu gazele care este, se produc mici explozii. Se creează goluri. Ce fac golurile când sub noi avem un gol? Odată se surpă și se va surpa. Și asta înseamnă începutul cutremurilor. Suntem o zonă blagoslovită de Dumnezeu. N-am avut cutremure și nu avem cutremure. Ați văzut că au arătat la un moment dat acolo în Franța că erau cutremure, 2-3 cutremure pe zi. Mai mici, de 3-4 grade. Nu se știe când odată ajunge unul de 7-8 grade. Când se creează aceste falii, aceste goluri, n-are cum. Pământul se surpă, cade și vrând nevrând se întâmplă aceste lucruri. Acum ce se întâmplă? Ei spune, cartea spune și au fost multe filme prezentate. Odată pe lângă aceste tubulaturi care se bag,
bagă. Și când se scot înapoi, cel puțin 7% din apa aceasta care este presată cu acea 1050 de atmosfere vine înapoi pe lângă tubulatura unde a fost furată. La fel odată cu ea, antrenează și gazele. O altă parte, când se sparge roca, ia uitați-vă ce înseamnă. Astea sunt gazele. Pe aceste firicele, ce înseamnă gazul. Gazul nu poate fi stăpânit și dacă asta a spus prin televizor, atâtea emisiuni în care au fost accidente și în care gazul pătrunde prin beton, sparge fier, se duce, e o presiune extraordinară. Și ce face? Caută să iasă în sus. Gazul este mult mai jos și decât pământul și decât apa. Se duce și vine în sus. Mult mai mult, aceste puncte negre sunt metale radioactive și metale grele. Plumbul, cesiu, arseniu. Metale otrăvitoare, oameni buni. Metale otrăvitoare. Sunt de la natură, oricine poate să înțeleagă așa fenomenul acesta. Ați văzut când la filme, care cine a văzut dintre filmele acelea, dai drumul la robinetul de apă și iese automat și se face flacără și arde apa. Da, iată, uitați-vă aici. Doamna, păi. Uitați-vă aici, în momentul când aceste gaze se arată, antrenează aceste elemente grele, aceste elemente toxice și otrăvitoare. Primul lucru ajung în primul strat de apă freatică, care o fi la 40-50 de metri. N-are cum să nu iasă. El iese în sus și antrenează. Primul lucru, deja ne-am otrăvit apa. Apa trece mai departe prin apă și vine până la suprafața pământului. Aici a ajuns la suprafața pământului. Ne otrăvește pomii, ne otrăvește plantele, ne otrăvește animalele și în final ne otrăvește pe noi. Dacă vă spune cineva că beți apă minerală și că scăpați de treaba aceasta, nu se poate. O rădăcină de porumb se duce până la 2 metri. O rădăcină de lucernă se duce până la 10 metri adâncime. N-are cum să nu ajungă și să ia aceste elemente grele, aceste elemente toxice, aceste otrăvuri. Nu murim de azi pe mâine, dar este picătura chinezească care se acumulează. Oameni buni, județul Arad are cel mai mare număr de cancer, de oameni diagnosticați cu cancer. Suntem campioni, mai bine n-am fi. Nu ne mai trebuie aceste lucruri. Am vrut să vă înțeleg, să mă faceți să înțeleg, astea sunt lucruri care se întâmplă. Acestea sunt lucruri care nimeni nu le poate opri dacă noi îi lăsăm pe acești oameni să intre. Sigur că eu am fost capul răutăților și am spus categoric pe terenurile pe care eu le exploatez, nu veți intra, domnilor, când au fost la mine. Mai mult i-am spus unuia dintre ei în primăria din Curtici, dacă te întâlnesc cu mașina, nu vei avea zile bune cu mine, zic și te calc cu mașina acolo și poate tot o să fii vinovat. Au făcut presiuni și fac presiuni deosebite acum pe primari și pe poliție. Să duc peste ei să le dea hârțele. Să duc peste polițiști să-i apere. De ce să-i apere dacă sunt pașnici? Oameni buni, pământul este al dumneavoastră. Pământul nu este al lor. Vor să intre cu forța. De dragul interesului și interesul banilor. Nu de dragul cu dumneavoastră. Îi mint pe unii primari, pe unii polițiști, la toate formele. Vă vom face piscine, vă vom face stranduri, veți avea un lux cum n-ați mai avut niciodată. Sunt falși și sunt mincinoși. Pentru că de aici seamănă o travă în noi. Numai o travă. Acele substanțe care se spune că sunt peste 200 de substanțe chimice. Toate sunt toxice. De acolo ni se trag atâtea și atâtea boli. De acolo ni se trag atâtea cancere. De acolo ni se trag cele mai multe maladii de la aceste substanțe chimice. Inclusiv de la erbicidele care unii le folosesc și nu știu să le folosească. Și alea sunt toxice. Și alea sunt toxice. Și atunci am spus, domnilor, Constituția țării ne spune dacă eu, dacă dumneavoastră, dacă dânsii, dacă oricare, pe hectarul nostru de pământ nu lăsăm să intre, el nu poate să intre. S-au dus și au cerut protecție de la primari, spunându-le că, domnule, să ne apărați, pentru că, oameni ca și noi, am spus, domnule, punem tractoare, punem combine, dacă ne trebuie, punem orice în fața lor și nu-i lăsăm. Au spus, nu vrem gaze, deși și că
mergem cu utilajele lor super grele, stau pe fața pământului acolo, pe pământurile noastre și așteaptă proprietarul de pământ să vină să le dea acolo. Aș vrea să vă spun un lucru. Prețul pământului astăzi la dumneavoastră și la noi în zonă este între 4.000 și 7.000 la Sântana. Să nu fiți tentați pentru nimic în lume, pentru că ce caută? Caută câțiva pe care îi găsește mai slab de îngeri să le cumpere pământul. Și nu le dă 4-5.000, le dă 10.000 de euro pe hectar sau 15.000. Oameni buni, în Europa, dacă mergem cum ieșim dincolo în Austria, ați văzut unguri, eu spus categoric, ori băgat lege, că dacă cine-și vinde pământul, îi bagă în pușcărie, cine-și vinde pământul la străin. În Austria, un hectar de pământ prost este 30.000 de euro. Văzut, discutat cu omul cu care am avut, om la mine din Austria, pământ la Olari și Sântana. Pământul bun în Austria este 70.000 de euro, iar cel foarte bun este 100.000 de euro. Oameni buni, acesta va fi valorile pământului dumneavoastră. Nu azi, nu mâine, în 5 ani, în 7 ani. Nu faceți prostia care va să vă vindeți pământurile la aceste prețuri. Este vrând nevrând, nu vă spun povești. Prețul se va uniformiza și în România, și în Ungaria, și în Austria, și peste tot. Pământul este o valoare extraordinară, ne ține, ne suportă, primul lucru că ne suportă și pe păcătoși. Dar pământul este cel care ne dă mâncare, cel care ne dă apa, pentru că atunci când vin, de unde iau apa? Apa o iau din pânza de apă freatică ca să o pompeze aici și să spargă roca. Acolo este o rocă, cum ar fi un burete spongios și trebuie să o spargă ca să degaje. Și ea dacă ia 25 până la 40 de mii de metri cub la o sondă și pe zona noastră se fac 3.300 de sonde. Gândiți-vă ce înseamnă asta. Ne omoară pur și simplu. Ne ia apa, ne lasă fără apă. Ia uitați-vă aici ce spuneam, că ne otrăvește și cum apa ajunge sus, vaca bea apă din canale, din șanțuri, ajunge că îi cade părul și la vacă, și la animale, și la oameni, și așa mai departe. Tot aceeași soartă avem. Deci nu trebuie să luăm, nu vom lua. Iau o scuză astăzi. Necazurile nu vin de astăzi pe mâine. Vin de 2, 3, 5, 7 ani. Dar oameni buni, aveți copii, aveți nepoți, ce le lăsați? Le lăsăm pe ăștia să-și bată joc de noi? De ce? Nu vrem nimic. V-am spus și vă rog să mă credeți, am fost în toată lumea asta. Sunt unul care am văzut și America, și Africa, și toată, și Brazilia, și Argentina, și unde se fac agricultură. Se bate toată lumea pentru o palmă de pământ. Îi scoate lumea. Uitați-vă că în Franța le-a spus categoric nu, au dat lege, nu vă lăsăm să intrați. În Germania a spus, domnule, noi suntem foarte deși față de americani pe metru pătrat. Nu vă lăsăm, densitate mare de locuitori, nu vă lăsăm să intrați. Bulgarii, o țară mică, au spus, manifestăm alături de România, pentru că dacă nu se duce apa din România, apa infestată cu substanțe chimice, se duce, trece pe sub Dunăre și se duce și la ei. Ați văzut dumneavoastră de multe ori când ne îngropăm morții și când nu poți să-l bași, că trebuie să-l lași în apă, pentru că apa vine până sus, acolo unde se pune mortul. Apa aceasta otrăvită nu mai poate fi ținută. Ea poate să fie ținută dacă o pui într-o sticlă sau într-un recipient. În pământ circulă liberă unde vrea ea. Se creează curența ascendenți și descendenți și se duce apa prin pământ. Nu poate nimeni stăpâni. Omul bun, apa este cea care antrenează. Și apoi apa care o bagă acolo să spargă acea rucă, să spargă acea rucă care conține gaze, ce face cu ea? Sunt două posibilități. Ori o punem și creăm niște bazine în care punem acea apă, tot pe pământurile noastre, bineînțeles, și a dumneavoastră, în care punem acolo bazine și punem apa aceea ca să o lăsăm să se evapore și să rămână toxicul acolo. Nu se poate. Pentru că dacă plumbul și cesiu și uraniu din pământ și din lagunele alea care ele creează se duc în sus, odată cu norii când se creează ploile, iar vine pe pământ. Există un circuit. Nu ne poate opri. Nu suntem atât de proști.
Dacă o forează și o bagă în pământ, unde o forează? O bagă în apă, o bagă în pământ, că zice, acolo unde se creează goluri și rocă goală, o pompează în pământ și situații de maniera asta. Ce se întâmplă? Acolo apa circulă. Iar va reveni. Deci nu ne mai scăpăm de în momentul când i-am dus și când i-am lăsat, nu i-am dus, când îi lăsăm să se bage în perimetrele noastre cu aceste substanțe chimice. Substanțele chimice sunt baiul. Spunea cineva, zice, nu vrem să creăm deșert, pentru că nu se mai cultivă nimica, pentru că planta moare când este otrăvită. Spunea un primar de la Dorobanț, poate când vom face crescătorie de cămile, alea sunt renumite pentru deșert. Merg că beau apă odată pe săptămână și străbat tot deșertul. Oameni buni, asta vreau să conștientizați dumneavoastră ce înseamnă aceste necazuri care ei ni le produce. Și ne le produce cu bună știință. Nu contează, ei se duc. S-au făcut contracte cu Agenția Națională de Resurse Minerale. Oare de ce aceste contracte sunt secrete? Și o să le cerem. Și o să spun și primarul prefectului din Arad cum își permite să-ți iată cămila. Cum își permite să-ți cete sau să-i pună, să-i umilească pe primari, să-i pună în față cu panfora ăștia care vor să intre peste noi. Suprafața care este afectată înseamnă 561 de kilometri pătrați. Asta înseamnă 56.000 de hectare de pământ. Pe aici, de la Arad și până la Chișinău, crește oameni mult trece apa sau fântânele de care se explodează de subteran și strag apa și dăm apa Aradului și toate locuitorilor adiacenți acestei zone. Oameni buni, toată apa va fi otrăvită. Toată va fi otrăvită. Spun că n-am mâncat usturoi și gura nu le pute. Nu e adevărat. Dar efectele nu se văd imediat. Efectele se văd în timp. Ei, după 4-5 ani de zile, se iau și pleacă. Atâta ține explorarea. Dar o travă rămâne în pământ și ne otrăvește nouă totul. Aveți în vedere, atunci când vin, aveți în vedere să fiți uniți. Toți cu toții. Om cu om, pentru că numai așa putem să stăpânim. Numai așa putem să oprim răul care ne paște. Nu vă luați, că uitați-vă, suntem noi. Sunt oamenii dintre dumneavoastră. Poate v-am dat o informație în plus. Poate mulți dintre dumneavoastră ați știut-o. Dar sunt cei care sunt angajați ai statului pe un salariu oarecare. Și aia țin cu dinții pentru salariul ăla. Îi felicităm pentru că ține cu dinții pentru un salariu și pentru o pâine. Dar nu în detrimentul vieții noastre, nu în detrimentul să ne otrăvească, să ne otrăvească pământurile, ca să nu mai rămână nimic pentru copiii noștri. Acolo când au făcut în America, au făcut în deșert. Acolo unde te duci sute de kilometri și nu te întâlnești om cu om. Acolo n-a avut nimic împotrivă. Aici nu se poate. N-avem voie să le dăm voie. Trebuie să-i lăsați. Pe pământul dumneavoastră n-au voie să pună tractorul și exploziv și așa mai departe. Asta este misiunea noastră pe care vrem să vă spunem acum. Să nu-i lăsați, să fiți uniți. Oameni buni, uitați-vă că s-au prezentat pe diferite posturi de televiziune. La Nașul, la Realitatea, la câte și mai câte s-au prezentat. Nu fi toți mincinoși pentru numele lui Dumnezeu. Nu fi toți proști. Sunt câțiva la nivel de fiecare județ și la nivel de țară. Cei care sunt puși în niște posturi. De dracu' am că mi se spune că eu sunt prefectul. Egal cu zero, v-am spus doar că a fost mai slugabil. Nu are alte calități. Haideți! Au fost primari care, sigur, au și ieșit de șală și de ședință și au plecat. Au fost care au rămas și eu l-am frutat până la capăt. A fost bine și într-un fel și în altul. Din păcate, trebuie să ne luptăm cu neadevărul. Trebuie să ne luptăm cu dracii ăștia, că nu poți să le spui oameni. Care vin și pur și simplu vreau să ne ia ce avem mai sfânt pământul, că s-au purtat războaie pentru pământurile acestea. Și acum ei vor să ne otrăvească. Peste tot scrie ce eu v-am spus, scrie în filme. Cei mai în vârstă poate n-ați citit, poate n-ați văzut cărțile și filmele. Cei mai tineri poate v-ați uitat. Copii, văd copii tineri aici, oameni tineri. Veți avea copii. Luptați.
poate cei mai în vârstă nu sunt cei mai luptători. Ați văzut acolo în Moldova, în județul Vaslui, ce s-a întâmplat când jandarmii i-au tăvărit în apă, au dus acolo 1000 de jandarmi să bată 100 de bătrâni și câteva femei și fete. Eu spun, este o zonă mai săracă și probabil că și mulți îți plecați de acolo. Eu consider că zona noastră și că acest perimetru, îi spune X6 Curtici, nu este vorba de Curtici. Atât este și Curticiu, cât și este localitatea noastră și Andrei și acolo și Zimbantul Nou și Zimbantul Vechi și așa mai departe. Trebuie să ne dăm mâna și să fim toți cu apă și un pământ. Trebuie să fim hotărâți să spunem categoric nu. Aceasta este zona. S-au spus de către domnul primar și domnul Moț, s-au spus că, uitați-vă Aradul. Uitați-vă cum este prins Aradul. Pentru că ce vreau? Vreau să antrenăm arădenii. Ca să fim mulți. La mitingul din 6 aprilie trebuie să fim 10.000 de oameni. Numai așa speriem, să-i speriem pe cei care au frânele în mână. Oameni buni, eu am spus de fiecare dată unde am făcut întâlnire ca și cu dumneavoastră astăzi și în celelalte localități și am spus nu vreau să dăm nicio notă politică și nu vreau să fie din toate partidele și cele care au fost și cele care sunt astăzi și cele care vor fi peste un an sau peste 5. Fiecare dintre noi poate are o simpatie cu unul sau cu altul sau cu altul. Trebuie de la capul locului să spunem clar, exclus tentative de afinități politice aici. Aici avem un singur țel. Aici toți trebuie să fim frați. Toți trebuie să fim uniți pentru a nu lăsa acest lucru. Numai și numai banii. Nu